Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori îmi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că pentru mulți performanța înseamnă succes, e sinonim cu succes, hai să vedem ce înțelegem exact când vorbim despre acest succes. La un moment dat, când vorbim despre succes, toți ne gândim la bani, la realizare în politica, în artă, să primești un premiu Nobel, o medalie de aur, în fine, să ai un anumit rezultat pe plan social, adică să ai succes, să fii un om de succes. În realitate, succes este, nu este decât un verb, adică care înseamnă a se întâmpla. În italiana, succes este participiu pasat din verb succedere, adică a se întâmpla. Și în limbaj comun se spune cos'è successo pentru a întreba ce s-a întâmplat. Ok? Deci, hai să păstrăm această definiție, pentru că dacă folosim în sensul ăsta, orice se întâmplă este un succes, pentru că orice facem este un succes. Deci, orice facem produce un rezultat și acest rezultat este succesul, ce s-a întâmplat. Apoi, evident, când ce se întâmplă nu este ce ne-am dorit sau ce ne-am plănuit, spunem că nu am avut succes. Dar asta e o greșeală, pentru simplul fapt că ceva s-a întâmplat și deci este un succes. Apoi, cum se spune în limbajul obișnuit, experiența este tot ce obții când nu ai obținut ce vrei. Și asta, din păcate, este extrem de adevărat. Dar de ce e important să păstrăm această definiție? Pentru că în momentul în care noi acceptăm că, independent de cât de dezastros ni se pare ce s-a întâmplat, oricum s-a întâmplat ceva, noi putem înveța ceva din ce s-a întâmplat și să încercăm diferit data următoare. Ok? Deci, în momentul în care eu am învățat ceva, nu pot să spun că a fost un insucces, că a fost un eșec, pentru că oricum am crescut. Care este singurul eșec adevărat? În momentul în care eu, în loc de a înveța, fac două greșeli. Unu, repet aceeași strategie și vom vedea mâine de chestia asta, de a repeta la nesfârșit aceeași strategie, cu speranța să se întâmple ceva diferit. Nu? Deci, a replica din nou aceeași strategie cu speranța că se întâmplă ceva diferit, deci nu am învățat nimic, sau, că asta e adevărata tragedie și cea mai răspândită, a intra în stare de victimizare și acuzare a celorlalți. Uneori e adevărat, uneori într-adevăr ni se întâmplă niște chestii neplăcute din cauza altora. Dar în momentul în care eu dau vina pe alții, scap de putere. De multe ori se vorbește despre emoții pozitive, emoții negative. Eu rămân cu ideea că emoții negative nu există, pentru că fiecare emoție are rostul ei, în particulare situații. Vom mai vorbi de chestia asta. Eu consider că există o singură emoție într-adevăr devastatoare și este victimizare. Deci, să ne întoarcem la succes. Orice se întâmplă este un succes. Sau ai obținut ce ai vrut, sau ai obținut experiență și ai învățat ceva. E poți să repornești sub alte baze. Singura greșeală este a replica ambele, două greșeli de fapt, a replica acea strategie cu speranța să se întâmple ceva diferit, doi, a intra în stare de victimizare și a acuza pe ceilalți, care ne scoate de orice putere. Deci, hai la multe succese, ne vedem mâine tot la aceeași ora, zi plăcută în continuare.